Domnilor, o veste de ultimă oră de la Ministerul Sănătății. Suntem în legătură directă cu Sabrina Preda, reporterul nostru acreditat la Ministerul Sănătății și anchor la Antena 3. Sabrina, bună seara! Bună seara, Radu! În urmă cu doar câteva minute ni s-a confirmat informația pe care noi o aveam deja. Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, a demisionat în această seară. El a fost numit în această funcție pe 27 ianuarie de Vlad Voiculescu și se pare că din cauza presiunilor care sunt în acest moment în Ministerul Sănătății ar fi invocat o nepotrivire de viziune în ceea ce privește reformarea în mod constructiv a Ministerului Sănătății. Tocmai de aceea a decis să își dea demisia. Nu ar fi singurul care și-a dat demisia din Ministerul Sănătății. Mai mult decât atât, ar fi vorba și de un consilier personal. E vorba despre Sânziana Sumbasacu în acest moment, consilier personal la Ministerul Sănătății. Astfel, avem două demisii în cadrul Ministerului Sănătății după tot scandalul bazelor de date care a izbucnit astăzi, Radu, după ce premierul Florin Câțu a hotărât să trimită corpul de control la Ministerul Sănătății. Sabrina Preda, să mai spunem că fostul purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, cel care și-a dat demisia în această seară, este un voluntar smurd, un om implicat în acțiuni de salvare de vieți și e o persoană destul de implicată cu relații și în societatea civilă. Demisia lui e un semnal pentru ceea ce se întâmplă acum la vârful Ministerului Sănătății. Așa este, este specialist în comunicare, în administrația publică, este cadru universitar cu experiență de peste 20 de ani în domeniu și de asemenea are licență de paramedic și face acest lucru ca și voluntar, merge cu ambulanțele care deservesc capitala și nu numai, dar această veste, Radu, ar trebui cu siguranță să ne pună pe gânduri ce se întâmplă în acest moment în Ministerul Sănătății, pentru că vedem oamenii îl părăsesc pe Vlad Voiculescu. Sabrina Preda, o să revenim la un dialog cu tine și cu Sergio Cora după ora 20, atunci când vom devala informații spectaculoase din interiorul Ministerului Sănătății. Mulțumesc mult pentru această intervenție.